la tine și ne oferă dovezile, scapă de sancțiune, pentru că ne oferă nouă dovezile prin care putem să îi sancționăm pe ceilalți. Da? E instrumentul de bază pe care îl folosește Comisia Europeană în depistarea cartelelor și instrumentul de bază pe care multe alte state din Uniune îl folosesc. Da? Și mă bucură că și la noi în această metodă, care ne ușează nouă mult munca, începe să aibă succes. Iarăși o premieră anul trecut, am sancționat pentru prima dată încălcări de angajamente. Angajamentele sunt, desigur, o metodă atractivă pentru companii de a rezolva o investigație a Consiliului Concurenței pentru că nu rezultă în amenzi, dar ce trebuie să înțeleagă companiile este că atunci când promit Consiliului că își corectează comportamentul, când ne spun că se vor comporta într-un anumit mod, aceste angajamente trebuie într-adevăr respectate, da? Pentru că vor fi monitorizați și, bun, au scăpat de amendă în primă instanță, dar dacă nu respectă ceea ce au promis că vor face, atunci totuși vor fi sancționați. Un lucru iarăși îmbucurător anul trecut a continuat, și bine că avem aici și pe mediul de afaceri, domnul Pogonaru, cred că va fi fericit să audă, s-a redus termenul în care analizăm concertările economice, deci în ultimii ani constant am reușit să reducem durata analizelor noastre și poate de acum câțiva ani aproape s-a înjumătățit, am ajuns la 2 luni jumate, în medie la 1 lună jumate. Da? E efortul colegilor noștri din Consiliul Concurenței în beneficiul mediului de afaceri care e interesat să primească decizii cât mai repede, care le permite să desfășoare activitatea lor și să nu stea după funcționarii statului. Spuneam că datoram o mulțumire specială anul trecut guvernului. Avem o colaborare din ce în ce mai bună pe zona actelor normative. Guvernul ne cere de multe ori punctele de vedere și majoritatea le și respectă. Deși legal, ele sunt mai consultative, guvernul aproape totdeauna ține cont de ceea ce recomandă Consiliul Concurenței. La nivelul Parlamentului, de asemenea, colaborarea se intensifică. Avem extrem de multe solicitări din partea comisiilor parlamentare, mulți membri Parlamentului sunt prezenți aici și le mulțumesc, președintele comisiei, cum e domnul Iancu, care lucră foarte intens, este undeva în sală. Văd aici rândul tău. Cel mai important act normativ din punctul nostru de vedere este plafonarea comisiunilor la tranzacțiile cu cardul, care face parte din proiectul de lege recent aprobat, care include și plafonarea plăților cash. Da? A fost inițiativa Ministerului de Finanțe, susținută de noi, de a plafona plățile în cash la nivelul populației. Noi am recomandat, guvernul a acceptat și acum și Parlamentul și președintele a promulgat legea în care limităm comisioanele pe care băncile le percep la tranzacțiile cu cardul. În felul ăsta, România e una din țările care, să spunem, cu un pas înainte față de Comisia Europeană. Ne așteptăm ca și la nivelul Uniunii, regulamentul similar să fie aprobat în lunile următoare, dar, repet, România a reușit deja să ia această măsură prin legislația națională. Da, l-am ascultat pe Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Se face raportul de activitate, sunt la un moment așadar de bilanț, sute de amenzi pentru marile magazine, a fost un caz chiar recent, la începutul acestui an s-au dat amenzi de 35 de milioane de euro marilor magazine pentru